Ministrul din Republica Moldova, aș avea câteva întrebări către dumneavoastră. Vreți să trăiți mai bine? Vreți salarii mai mari? Vreți pensii mai mari? Vreți siguranța zilei de mâine? Vreți să avem munte, să avem mare? Vreți să avem Brașovul, Sibiul, Cluj-Napoca alături de noi? Vreți să facem parte din țara care are a doua cea mai mare creștere economică în lumea europeană? Mai stăm cu voroim? Nu mai acceptăm pe Dodori? Nu mai suportăm pe Usandri? Suntem de acord să lăsăm în minoritate? Mă bucur că gândim la fel. Unire, unioniști, ăsta este sloganul cu care am încheiat astăzi ședința, congresul de constituire al sfatului țării 2. Acesta este sloganul cu care vom merge către 2008.